domnului Ovidiu Tender face declarații? Era o prietenie sinceră atâta vreme cât cunoșteam relațiile și problemele familiei ei și ea cunoștea problemele familiei mele. Cum vă raportați acum la ea? Nu o urăsc, nu o iubesc, nu mi-este indiferent. Și faptul că a acceptat din postura de secretar de stat inițial și apoi de procuror șef DICO toate aceste cadouri, cum vi se pare acum? Ăsta este rolul instanței de judecată, să dispună noastră. Doamna, dumneavoastră, pentru dumneavoastră... Eu nu fieresc pe nimeni. Nu m-am cerut martor în acest proces, nu am venit până astăzi la înalta curte, am fost chemat. Doamna, te îndrăspuneți că a fost o prietenie sinceră. Din partea dânsei, probabil doar prietenie, din partea dumneavoastră a fost așa. Ați dus-o la ambasade pentru că dorea să ajungă procuror general, i-ați făcut anumite cadouri, scumpe, spunem noi, dumneavoastră nu atât de scumpe, da. De 1000 de euro. Mai mult decât atât, a intervenit dumneavoastră să se vândă o fabrică pe care o dețineați. Ăla este obiectul unui alt dosar despre care nu comentez. Adică ea tot V-am timpul, spus și în sala Alina de judec. Alina tot timpul pe prietenia aceasta sinceră dumneavoastră și dânsa a venit cu A avut o prietenie sinceră și dezinteresată. S-au legat relații între Alina Bica și ambasadori? Era normal să se lege. Știți, dacă și poziția care este, era la vremea respectivă, era normal să se lege aceste relații. Știți că și în momentul de față, nu știu, Alina Bica să aibă sprijinul acestor ambasade sau... Știu că, nu din mass media, din alte surse, știu că a fost declarat avocat în barou spaniol și bănuiesc că avea ceva sprijin și din altă parte, că nu n-o fi plecat așa, pur și simplu. Avocat în baroul spaniol? Păi da, deci este avocat al baroului din Spania. V-a spus soțul dumneavoastră în 2014-2015 de ce a hotărât să facă totuși un denunț până la urmă pe numele Alinei Bica? Deci când denunțul l-a făcut când era în Cuba și a hotărât probabil să facă acest denunț din, datorită faptului că ea nu mai era procuror de cot și era arestată. Și probabil că și lui s-a părut destul de ciudat ce s-a întâmplat în acest dosar. Ok, mulțumim tare. E același model de ceas pe care l-aveți? Nu, dragul meu, am alt ceas. Nu ne pricepem. Eu sunt pasionată de ceasuri. E singurul lucru, nu mă îmbrac de firmă, dar sunt pasionată de ceasuri. N-am bine, dar și scumpe și poșete, că ați spus că i-ați cumpărat o poșetă, n-am zis cum aveați dumneavoastră. Și doamna Bica era pasionată de ceasuri, din ceva ne-ați lăsat impresia. Nu știu, bănuiesc. Doamna, vreau să vă mai întreb ceva. Da. Din tot ce ați spus în sala de judecată, pentru a ajunge procuror șef la un parchet important, era convinsă că o să susțină doamna Elena Udrea. Bănuiesc că știți că pozele de la Paris au apărut în campania electorală a doamnei Udrea. Erau foarte bune prietene, foarte bune prietene. Aline îi plăcea poziția care o avea și era normal să-și dorească să meargă mai departe cu această poziție, adică să fie procuror șef. Și atunci se baza foarte tare pe prietenia cu doamna Udrea și spera să fie convins domnul președinte Iohannis să numească procuror. Ce zicea de prietenia cu Elena Udrea? Ce vă spune? Dacă România, exact ce am spus în sala de judecată. Pentru procuror șef este, să spunem România așa... astăzi e caracterizată prin obediență și nu prin competență. Vreau să vă întreb dacă este nevoie de ajutorul ambasadelor din străinătate pentru a ajunge într-o funcție de procuror șef. Ea era deja probabil de procuror șef, da? Avansa, da, pentru a avansa. Pentru că au fost discuții probabil că da. Din ce probabil că da. Probabil că da. De dar ce? Era deja procuror la DICOT. La discuțiile acelea cu ambasadorii s-a inițiat măcar, s-a tatonat măcar ideea aceasta ca dânsa să devină procuror general. Sunt chestii diplomatice care nu le pot discuta. Da. Sunt chestii de diplomație care nu le pot discuta. Când ați vorbit ultima dată cu Alina Bica? Coduri diplomatice și consulare, pentru cine a învățat drept diplomatic și consular, nu se pot discuta. Doamna Tender, când ați vorbit cu Alina Bica ultima dată? Ultima oară am vorbit în octombrie 2015, înainte de a fi arestată preventiv. Dacă va fi condamnată, ce părere aveți asta? Păi înțeleg că în prima instanță... Nu știu dacă va fi condamnat. Aveți să-i transmiteți un mesaj, ceva? Îi transmit multă sănătate și să stea frumos la plajă. Am înțeles că e în Panama, nu în Costa Rica, dar voi știți că e în Costa Rica. Stați puțin. Acum alergăm după dumneavoastră, doamna Tender. Ați mai luat legătura cu doamna Bica? Nu, absolut deloc. Păi și de unde știți atunci? Așa am auzit că e în Panama. Aveți surse? Nu, probabil că am și eu surse, nu? Mai multe decât voi.
Da. Uite, săraca, am lăsat-o așa, legat păi acolo. Dacă... Păi ce să vă zic mai mult? Bine, mulțumim. E verificată sau verificabilă informația asta cu Panama? Așa m-a auzit. A plecat din Costa Rica. Haideți mai, haideți mai în față, că e urât pentru colega. Că... Da, 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 vezi cum vezi. Uite, Andrei, ce ține deci eu nu mi-am dorit să fiu niciodată vedetă, așa că nu dar prea îmi place postura asta. Da, am făcut niște deci, afirmații. Am făcut niște afirmații, le susțin. De unde știți că Alina Bica nu este în Costa Rica și este în așa Panama? Cred eu. A plecat din Costa Rica? Da. Deci a plecat din Costa Rica și Elena Udrea la fel? Nu, Elena Udrea este în Costa Rica. Deci faceți acum niște afirmații destul de... În spațiu public. Le-am auzit în spațiu public. Sursele dumneavoastră sunt credibile? Sunt din spațiu public la fel ca sursele dumneavoastră. Voastre. Mulțumim. Deci cum puteți dumneavoastră să vă explicați? Și cu asta închei că un procuror, DICOT, trăiește în Costa Rica după ce s-a plâns că nu are din ce trăi și bănuiesc că știți că s-a plâns că nu are din ce trăi. În prima parte a acestui proces s-a tot plâns că nu are din ce trăi. Cum considerați că un om care nu are din ce trăi este în Costa Rica de, nu știu, 7 luni, 8 luni de zile, fără să aibă din ce trăi, niciun mijloc de trai, dacă nu avea niște bani într-o țară pe alături. Și singura țară pe alături e Panama. Aveți un raționament simplu. Când o putem găsi în Panama Papers? V-a spus că exact deoparte? Nu știu. Nu știu. Nu. Dar fiți absolut sigur că cineva a știut că ea pleacă. Nu cred că a plecat așa pur. Nu cred că e cazul să discutăm. V-a spus că eram prieteni. Să ajungă străinătate și dacă acolo sunt bani în nu știu, nu știu, nu știu, nu știu cine a ajutat. Chiar nu știu. Dar o putem găsi în Panama Papers? Nu știu, căutați-o în Wikileaks. Ți-am promis că îți dau ăsta. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumim frumos, Lare. La revedere. Alte nu vi le pot dacă sunt cu ambasador. Mulțumesc, o să anunț.